stadionul Granitul din București, derbiul seriei Est și gol pentru Dinamo, deschide scorul echipa din capitală, o face cu o lovitură de cap Vlad Motroc. Minutul 48 al partidei, iată, dinamoviștii își pun în valoare jocul aerian foarte bun, face corner. Revedem faza, centrare înaltă, nu sare niciun dintre jucătorii Viitorului acolo și Motroc plasează sub bara transversală, face inutilă intervenția lui Rareș. Murariu a încercat, Murariu, dar a surprins evident de această execuție de la numai câțiva metri, cam 6 metri de poartă, n-a putut interveni eficient. 1-0, conduce iată Dinamo din minutul 48. De omul în plus în teren și a restabilit egalitatea în urma unei faze fixe. La un corner de pe partea stângă, Urechi a respins balonul în față, defensiva piteșteană nu a reușit să îndepărteze pericolul, iar Vlad Motroc, scăpat din marcaj, a trimis în plasă din câțiva metri. În urma acestui rezultat, FC Argeș a rămas pe locul 3 cu 20.